Dragii mei telespectatori, mă bucur să-l am alături de mine pe Ionel Coca, unul dintre interpreții cu care mă mândresc. De ce spun că mă mândresc? Îl știu de mic, aș putea spune. Era încă elev la liceu, nu? Și astăzi este părintele Ionel. Și mă bucur tare mult pentru realizările pe care le are și că nu a renunțat cu toate acestea la cântec. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Mă bucur că ne-am reîntâlnit și că ați venit din nou în draga noastră Moldova. Așa cum spune și cântecul doamnei Daniela Condurache din Moldova lui Ștefan. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Nu puteam să renunț la cântecul popular, că ne-a marcat pe noi românii și noi suntem însemnați cu acest cântec. Asta e credința noastră. Noi așa ne-am născut, așa vrem să murim și așa vrem și copiii noștri tot așa să moară ca și noi, să trăiască ca și noi și să moară ca și noi. Cred că fiecare om, dacă ar îmbrăca costumul acesta, fiecare om, nu numai interpreții, ar avea o mai mare valoare în societate, mai mare cinste. Ai anticipat puțin o întrebare de-a mea, care se referea la faptul că dacă în biserică, atunci când îți pui straiele preoțești, te încarci cu o anumită aură, să spunem, energetică, poate e pleonastic spus, pentru că aura presupune energie, atunci când ai costumul popular, simți aceeași emoție, ești copleșit de o emoție similară cu cea pe care o ai în biserică atunci când îți îmbraci straiele preoțești? Da. Exact cum ați spus, reverenda și veșmintele preoțești sunt purtătoare de har. Și costumul național la fel pot spune, pentru că dă asemănarea cu Dumnezeu, sinceritatea, puritatea, curățenia omului. Dacă ne-am îmbrăca, repet, din creștini, din oameni, toată lumea, de ne-am îmbrăca așa, astfel, am fi mult mai plăcuți cu Dumnezeu. Mult, mult. Se știe că și preoții se spovedesc. Iar tu prin cel mai mult. Cel mai mult, cel nu? Mai des. Iar tu, prin cântec, faci acest lucru? Da. Desigur, în cântec nu se iartă păcatele, dar permanent ne arătăm publicului ce am primit și noi zeste la părinții noștri, arătăm publicului ce am moștenit și dăm mai departe. Un părinte îndovnicit spunea, dacă se pierde tradiția, se pierde și credința. Deci noi ținem de tradiția asta a poporului creștin, românesc, român, popor cu o veche istorie. Un popor care trebuie să arate mai departe și copiilor noștri, nepoților noștri, cu ce preț de sânge au îmbrăcat ei costumul acesta, că așa mergeau ei îmbrăcați. Așa mergeau la câmp, așa mergeau la biserică, așa mergeau pe stradă, pe ulița satului, cum era altădată. Așa mergeau permanent, că ăsta era costumul, era un costum sfânt, era strai de sărbătoare. Când te îmbrăcai, aveai impuneai un anumit respect. Exact ca și preotul când îmbracă reverenda, impune respect. Nu mai ai curajul în fața lui să vorbești orice. Îl vezi harul Dumnezeu acolo. Tot așa în costumul acesta popular. Nu vedeți duminica când se îmbracă creștin la biserică costume naționale, parcă eu, preot, îmi vine să le sărut eu mâna bunicilor când vin la altar. Îți impune un respect extraordinar, e un respect sfânt. De ce crezi că circulă vorba aceea să faci ce zice preotul și nu ce face el? Eu mă citesc de la Sfinții Părinți și spuneau așa, fă ce face preotul și fă și ce spune preotul. Și spuneau un părinte, dacă eu merg sâmbătă la nuntă, evident, înainte nu erau sâmbătă, duminica se făceau nunțile creștine, dacă eu merg duminica la nuntă și dansez, să dansezi și tu. Dacă eu la 12 am plecat acasă, să pleci și tu. Dacă eu duminica sunt biserică, să fii și tu. Ori să le facem ale preotului, dar nu care ne convine. Dacă vrem să le facem și ce face preotul și ce spune, să le facem pe toate. Dar atunci n-am mai fi persoane de rând, persoane civile, nu ne-am mai deosebit de preoți cu nimic? Ne deosebim. Preotul e purtător de har și vă spun că în totalitate preotul se străduiește să fie asemenea lui Dumnezeu. Prin punerea mâinilor episcopului, orice preot, orice tânăr absolvent este hirotonit și primește acest har al Sfântului Duh. Este tradiția apostolică de la Mântuitorul, când a pus mâinile peste apostol și a spus, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele vor fi iertate, cărora le veți ține ținute vor fi.
câți minte vor fi, botezându-i pe toți în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Vedeți că este o continuitate apostolică. Noi astăzi primim harul acesta. Nu poate nimeni să cumpere harul, nu poate nimeni să-l fure harul, acest primește. Știți foarte bine că eu 5 ani am fugit de preoție, cântând, și când m-a întrebat cineva dacă vreau să fiu preot, am spus niciodată. Nu era de la Dumnezeu. Nu era timpul. Nu era timpul. Și când a venit timpul, ei și-au luat mintea, părinții mei, de la asta, când a venit timpul și le-am spus vreau să ajung preot, vreau să fiu preot. Am ieșit la plâns și atunci am spus, uite, o chemare. Eram în stare să renunț la orice pentru preoție. Așa de mult mi-am dorit. Deci este lucrarea lui Dumnezeu în inima omului. Clar că asta nu vine decât cu rugăciune și orice om poate să simtă această lucrare. Orice om. Dumnezeu schimbă inima omului și îl face din rău bun în orice moment. Așa cum l-a făcut pe Sfântul Apostol Pavel. Ce frumos! Și pentru că eu consider că și această profesie de artist este complementară cumva profesiunii pe care să-i spunem o profesiune, da? O mare misiune. Sau o misiune, da? Complementară misiunii de preot. Să ascultăm și astăzi cu drag cântecele. Vă mulțumesc din suflet să fie cu drag și cu culoarea minte din cântec către toate generațiile de astăzi și mai departe. Să dea Domnul. Sau cum se spune, amin. Amin. Casa dintre munți, unde a pilii sunt iuți mai, unde aerul-i curat mai și omul-i binecuvântat. Casa dintre munți, unde a pilii sunt iuți mai, unde aerul-i curat mai și omul-i binecuvântat. Bucovină, ești frumoasă ca o poiană aleasă, ca o floare între flori mai și cu oameni primitori. Bucovină, ești frumoasă ca o poiană aleasă, ca o floare între flori mai și cu oameni primitori. Mănăstiri și frumoase amintiri, mai dacă bei apă când treci, mai niciodată nu mai pleci. Locul mănăstiri și frumoase amintiri, mai dacă bei apă când treci, mai niciodată nu mai pleci. Bucovină, ești frumoasă ca o poiană aleasă, ca o floare între flori, mai și cu oameni primitori. Bucovină, ești frumoasă ca o poiană aleasă, ca o floare între flori, mai și cu oameni primitori. Bucovină dragă, bine ar fi să știi întreagă că aici lângă Carpați mai tăți oamenii buni-s frați. Bucovină dragă, bine ar fi să știi întreagă că aici lângă Carpați mai tăți oamenii buni-s frați. Bucovină, ești frumoasă ca o poiană aleasă, ca o floare între flori mai și cu oameni primitori. Bucovină, ești frumoasă ca o poiană aleasă, ca o floare între flori mai și cu oameni primitori. Bucovină lină, strălucești ca o lumină, eu cu drag și dor te cânt, măi, că ești raiul pe pământ. Bucovină lină, strălucești ca o lumină, eu cu drag și dor te cânt, măi, că ești raiul pe pământ. Bucovină, ești frumoasă ca o poiană aleasă, ca o floare între flori, măi, și cu oameni primitori. Bucovină, ești frumoasă ca o poiană aleasă, ca o floare între flori, măi, și cu oameni primitori. Bucovină, mândră floare, țara lui Ștefan cel Mare, nu-i pe lume și pământ, mai curat loc și mai scânt.